Annyeonghaseyo, yorobun! În acest videoclip vă vom prezenta serialele și filmele care urmează să apară începând cu 25 mai 2020. Genuri: comedie, sport, drama. În rolurile principale: Lee Hyun-woo, Park Seo-joon, IU. Jucătorul de fotbal, Yoon Hon-dae, este prins într-un mare scandal și primește o sancțiune disciplinară. Este numit antrenor al unei echipe naționale speciale de fotbal, care este formată din persoane fără adăpost. Acești oameni nu au jucat niciodată fotbal. Tânărul Hong-dae trebuie să învețe totul într-un timp scurt, astfel încât echipa să poată juca la Cupa Mondială pentru cei fără adăpost, difuzată în a doua jumătate a anului 2020. Genuri: fantastică, comedie. În rolurile principale: Kim Seung-hyun, Jung Ju-yong, Chun Sil-gi. Jae-hook este un director care a obținut multe de la o vârstă foarte fragedă. El o consideră pe fiica sa, Mina, drept forța sa. Mina simte că iubita tatălui său este cu el doar din cauza banilor și al aspectului, așa că nu se înțelege foarte bine cu ea. Într-o zi, în timp ce se aflau în centrul unei bătălii aprige, sufletele lor s-au schimbat între ele. Difuzat în a doua jumătate a anului 2020. Genuri: romantică, melodrama. În rolurile principale: Lee Ji-hoon, Kim Jong-hyun, Song Seung-hoon, Son Na-eun, Seo Ji-hee. Kim Hye-kung este un psihiatru și psiholog alimentar care analizează oamenii observând cum mănâncă și folosește practica neobișnuită de a-și trata pacienții prin mese. În ciuda faptului că își tratează pacienții cu blindețe și atenție, este foarte brutal și serios când vine vorba de a critica mâncarea în sine. Oh Do-hee este un membru al echipei de planificare a canalelor YouTube. Jae-hook este un jurnalist specializat în medicină care a fost iubitul de facultate a lui Do-hee. După absolvire s-au despărțit și a plecat în străinătate, iar 5 ani mai târziu s-a întors și a invadat viața. Jin No-hee este un antrenor de fitness popular pe rețelele de socializare datorită aspectului său. Difuzat din 25 mai 2020. Genuri: aventură, science fiction, drama. În rolurile principale: Kim Tae-ri, Song Joong-ki. Acțiunea are loc în viitorul îndepărtat, în anul 2092. Echipajul navei spațiale Victoria călătorește prin spațiu în căutarea resturilor de sateliți și nave spațiale abandonate, pentru colectarea cărora se pot câștiga bani. Echipajul navei spațiale, format din capitanul Chan Son-chan, pilotul Tae Ho, inginerul Tiger Park și robotul Yop Dong, se ciocnesc de un robot care încearcă să distrugă Pământul. Difuzat în vara anului 2020. Genuri: comedie romantică. În rolurile principale: Jong Il-woo, Lee Hak-ju, Yang Tae-hyuk, Shin Woo-kyung, Kang Ji-yong. Bucătarul șef Park Ji-song conduce restaurantul Bistro 72. Producătorul, regizorul și clientul fidel al restaurantului Kim A-jin îl invită să participe în rol de prezentator la emisiunea sa culinară Gustarea la miezul nopții de bărbați și femeie. Kim A-jin visează să devină producător de emisiuni, iar noul program este debutul ei mult așteptat pe această poziție. Singura bucurie din viața ei este să bea și să mănânce la restaurantul Bistro 72 după o muncă grea. Kang Tae-yang este un designer popular care captivează cu ușurință inimile publicului, elegant și carismatic din cap până în picioare, cu o carieră de succes. Din coincidență, el devine stilist al noului spectacol culinar. Difuzat din 25 mai 2020. Genuri: thriller militar, mistică. În rolurile principale: Crystal, Yoon Park, Moon Jong-hee, Lee Hyun-wook, Jang Dong-yoon. O grupă specială de căutare se luptă cu creaturi monstruoase care încearcă să părăsească zona demilitarizată. Tânărul Dong Jin este un dresor de câini. Împreună cu comandantul sediului militar al frontului de vest, care numără zilele până la sfârșitul serviciului, dar se încadrează brusc în grupul de căutare cu un scop misterios. Ei vor lucra sub conducerea lui Song Ye-rim, un locotenent care are un secret în spatele nașterii ei. Locotenentul Ye-rim este un ofițer în unitatea de protecție chimică, biologică și radiologică aflată sub controlul direct al sediului militar al frontului de vest. Min-gyu este un ofițer care primul s-a oferit voluntar să
devină lider al grupei de căutare. Lee Jeong-song, lider adjunct al echipei, are gândirea unui adevărat soldat și uneori intră în conflict cu Song Min-gyu atunci când echipa se găsește în situații periculoase. Difuzat în a doua jumătate a anului 2020. Genuri: thriller, fantastică, romantică. În rolurile principale: Gyeong Soo-jin, Shin So-yul, Yoon Si-yoon. Este povestea unui bărbat care și-a pierdut o persoană iubită din vina unui criminal în serie. Pentru a dezvălui adevărul, el se mișcă între două lumi paralele. Song Do-won este un detectiv neînfricat și lider al echipei de investigare a crimelor violente. Eroul va juca două roluri. Un personaj care se mișcă între două lumi paralele în speranța de a plăti păcatele tatălui său și un personaj care are o viață grea într-o altă lume din cauza acelor păcate. Han So-kung, într-o lume, este un procuror cinstit, iar în alta un detectiv rece și insensibil. Difuzat în vara anului 2020.